eu întotdeauna nici nu vă salut. Pentru că nu dați devotament de, de pretinie și de conștiinciozitate, conștiinciozitate cu mine. Tată, înscrieți voi acolo, în clipurile alea, că trebuie să vă răspund, ia și ea vă răspund. Tată îmi scrieți ce e Nelson, că dai mare, că tu nu știu ce și nu știu cum. Bă, oameni, eu v-am mai spus. Eu, prin inteligența mea super exemplară, vreau să aduc la cunoștință altor persoane, pentru că de aia ne dă creierul dezvăluiri mentale ca nu să le ținem în noi, ci să le dezvăluim în continuare pentru a fi pusă în practică. Și dacă practica e bună, înseamnă că dezvăluirea e extravaganță. Bă, oameni, voi trebuie să mă înțelegeți. Eu deja am o vârstă. Acum nu că, doamne ferește, că am eu 60 de ani și gata, mă călugăresc, mă pocăiesc și alea. Dar nu. Eu sunt o persoană cu creștere aleasă. În familia mea am avut o, o dezbatere sociologică extravagantă în domeniul și cultura uh, popularizării cuvintelor în exces, cum ar fi sărumâna, noapte bună, poftă bună, adică parte din codul bunelor maniere. Și eu dacă vi le dau vouă astea, voi ziceți că eu sunt un pisălog. Și ca atare, voi ce faceți? Încercați, încercați, uite așa în ca să mă distorsionați din bunătatea mea de a da oamenilor o conduită, din codul bunelor maniere, pentru a săvârși fapte bune, ca ei să se poată comporta în societate și chiar în casa lor, în familia lor, dacă au. Frumos. Comportament frumos. Și atunci, prietenilor, eu încerc toate astea și voi ziceți, ce Nelson, ți frică că ți închide YouTube-ul dacă mai în jur, ți frică că ți închide ăla, ți frică că nu știu ce? Nu mi i frică de nimic. Deloc nu îmi este frică de nimic, pentru că eu nu am înjurat decât atunci când am fost, uite așa în uite așa în ea, uite, așa ea. uite așa, zgândărit mă, zgândărit, dar eu tot ce vă învăț pe voi, vă învăț pentru că eu am trăit aceste lucruri. Nu că am auzit de la Cutăriță Ghiță, de la Vasile V. Vasilache, de la Fane Gigi Șapcă și de la Înțelegeți, Rodica Geamantan și Tanța Balena și nu știu mai cine. Nu, eu le-am trăit. Și atunci când vă spun eu vouă un lucru, trebuie să fie dat și amin. Dat și amin. Acum că unele persoane vede treaba asta, conștientizează, înțelegeți, un cuvânt care mă încurc din limbă pe proteza. Conștientizează pe proteza. Conștientizează Că eu sunt un fenomen. Eu sunt un uh, șmecher deștept, anticipat. Înțelegi? Liciudă. Unii asta și totuși liciudă. Nimă la asta, mă. Nimă la în asta, mă. Înțelegi? Pe când alții reflectă. Da, domnul Nelson are dreptate. De aia vedeți și în uh, aceste zile frumoase unde am fost la Antal lumea au făcut poze cu mine atâtea poze și atâta bucurie pe ei și atâta plăcere pe ei fete, băieți, oameni mai în vârstă deci de la tineret până la vârsta a doua, a treia tot ce era prin zonă și-au avut ocazia, înțelege și-au făcut poze cu mine, cu o bucurie desăvârșită asta înseamnă să fii iubit de populație. Da? Și atunci, eu dacă văd că sunt iubit de populație, eu nu pot să accept și nu pot să văd comenturi urâte. Voi ziceți că de ce șterg comenturile? Pentru că nu-i frumos. să spară bine că nu-ți dau report, să spară bine că nu-ți dau blocaj. N-ai tu cum, înțelegi, dacă eu fac poză cu două, trei fete sau cu o fată sau asta, să scrii tu prostii alea, nu ți rușine. Așa creșterea ai avut. Ce zici dacă spui tu poză cu nevastă ta să-mi fac vreo patru pagini și să scriu acolo? Înțelegi? Oricum. Voi de aia sunteți răi majoritatea care scrieți așa pentru că, cred că, scrieți doar cei care, ascultați-mă bine ce zic, cei care s-au căsătorit și acum sunt subjugați de nevasta lor. V-ați căsătorit, v-ați cununat, v-ați logodit și sunteți subjugați de nevasta voastră. Înțelegeți? Și atunci nu mai aveți permisiunea să mergeți și voi în oraș, să vă faceți o poză cu o gagică, să acostați o gagică, să... Înțelegeți? Pentru că toți care îmi lasă comenturile astea nu îmi lasă, nu știu cine, îmi lasă, vă spun eu, ăia care să crezi șmecheri, dar au luat-o Înțelegeți? Cu nevasta lor Aia care să cred șmecher, dar alcoolul le-a destrus Înțelegeți? N-am rost ca să vă spun Pot să vă spun atâta Exact, repet Repet, vorba asta mai spus-o Tu ai fost un câine de rasă Un dulău, un câine lup Nu ca mă refer așa. Înțelegi? Și te-ai căsătorit, te-ai logodit, ți-ai luat o gagică. O iubită. Care v-a iubit foarte mult. Iubita, Iorgu din gelozie, o pus stăpânire pe tine. Gicule, de astăzi nu mai ești la bere cu băieții. Gicule, de astăzi tu nu mai mergi la păcănele. Gicule, s-a terminat, lasă telefonul jos, pune jos TikTok-ul. Și uite așa, din dulău, înțelegi, te face caniș, niș. Te face ca înțelegi, adică căniuț. Și ea îți spune, Gicule, du-te, te rog, și plimbăm câinele. Pentru că eu trebuie să mă duc la sală Gicule, trebuie să mă duc la manicură, pedicură Du-te, plimbă, plimbă canișu Plimbă nișu Înțelegi? Și tu ai căniuțul <laughs> Și mere afară Tu cu brațul mari, smardoi, ciumec Mergi și prin căniuțul Ce? Hi, ce faci, mă? Ți-ai luat Nu, mă, să l că no, Înțelegi tu? ce au făcut? Bă, dar nu mai răspuns pe te, mă, dar nu mai vii la bere. Vezi, familie, zgrele astea, cum a înțelegi cum stă treaba și asta. Bine, gicule, și mă uit la tine și... Vai de capul tău, -ți, mă, minte, am un clip unde am fost la mormântarea lui tata lui Fernando și vorbeam cu ăla, mă, cu băiatul ăla, mă. E filmat, mă, și zice ăla, uite, bă, zic, bă, dar te-am văzut cu câinile în brață, du-te Nelson, dă în pace. unul mă, ăia din frață cu carmangeria, frață ia doi, ăla mai plinuț. E prietenul meu, nu, oricum, da. Avea o iubită, mamă, ce-o făcut iubita aia de el. Până și câinii, bă, că avea, plânge cu câinile în brață, mi-am de Înțelegeți? Și atunci e normal. Femeia te ți-a făcut cățeluș din dulăul ăla care ai fost. Tu nu mai erai așa tu stă așa iubi putem să și noi nu acum sunt obosită. Nu 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 înțelegi bă și atunci tu te-ai lăsat în perspectiva cățelușului gata. S-ai pierdut tată, tată, tată în tine, pentru că astea durează, nu așa de poză pe alta. Astea durează 5 luni, 6 luni, 7 luni, un an. Înțelegi? Ți-ai pierdut toată asta și atunci gagica ta se uită la tine. Ii, ia uite, ea nu-și dă sama. Ia uite ce dulă am avut. Mie-mi plac dulăii și acum ăsta e caniș limbăreți din ăla, limbăreț, bia, nu mai e, trebuie să-și caute dulău și te lasă fraiere. Mere și-și caută dulău, înțelegi, de aia. Fii bărbat, nu pămpălău, melodia lui Sandu Ciorba. dă cu pumnul masă. Nu e, dă cu pumnul masă. Înțelegi? Și atunci, cum Dumnezeu să te pui pe tine femeia la respect? Înseamnă că nu mai ești bărbat, mă. Și dacă pătinte pune femeia ta la respect, tu vii pe pagina mea să te răzbuni, mă, Să scrii la niște, de niște fete, care fetele alea poate să fie fetele tale, poate să fie nepoțele tale, poate să nu-ți rușine așa la nas puțin, mă. Ha? Păi, ce facem? Ce facem, mă? Poate vede din neamul tău, din familia ta, ia uită ce genere avem, ia uită ce, ce văram, ia uită ce, băi, nu vi rușine așa puțin, mă, ha? nu vi rușine. Dacă continuați tot așa, vă dau report la comentarii. Dar ca să nu mai continuați așa, fiți bărbați în casa voastră și atunci pun pariu și reveniți la forma inițială care ați avut-o. Este și voi la o bere, la un suc, Iorbu. vorba vine la o bere, la un suc. E și și voi că bărbatului stă bine cu mai multe femei. Femeia lui, înțelegi, femeia lui e nevastă. V-am spus, nu-i totuna nevastă nevasta cu femeia. Neveste foarte puține găsăști. Foarte puține găsăști. Pe femei găsăști păstit Femei găsăști la greu. Dar neveste mai greu. Înțelegi? Du-te la una măritată și combino. Să vezi cum te-a spune la bărbatul lui, dacă e nevastă. Dar dacă e femeie, înțelegi să uită galeș ca, ca o vacă. La tine. Da. Deci, pretinilor, băgați la cap, conștientizați. Înțelegeți? Nu știu ce tot ce Dumnezeu e aici așa. Ia. Uite. Uitați. Vedeți? Ne. Dar ce e aici? Ia. Hau. 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 Ne. Noi uitați, vă De când să știi ce tu Cățar Dumnezeu. Hai e capul meu. Dar e când să știi? Bă, are licurici. Are, mă. Nimă, ia de aici că n-ai servici. Uită-te la licurici. Nimă, bandă fosforescentă. Hai de capul și e zâlile mele. N-am în cavaș. Uitați, eu vorbesc de voi și uitați ce face Liana. Stai că vezi tu ce pățăș, Liana. Ai să vezi tu pentru tăchea astea. mi ascuns banii. Îmi ascuns banii. Ia de aici cu licurici. Pupă tata nechi fercheavă la.